Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Vorbim în această seară despre agricultura doljeană, iar invitatul nostru este domnul Ovidiu Obleagă, purtătorul de cuvânt al Direcției Agricole Dolj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Obleagă, aș vrea să începem și să ne spuneți care este rolul Direcției Agricole Dolj în relația cu fermierii. Direcția Agricolă, conform legii 139/2014, a suferit ceva modificări. Au fost compartimentul de inspecție a trecut de Ministerul Agriculturii, partea de fitosanitare au făcut autoritate separată. Deci am rămas foarte puțin, dar legătura între colegi e foarte strânsă și activitatea merge. Nu putem să spunem că nu avem probleme genul ăsta. Și avem realizăm la nivelul județului colectarea și prelucrarea datelor statistice, au implementat legii 232 privind regimul de importuri al îngrășămintelor, legea 17, vestita legea 17 cu vânzarea de terenuri, aici avem foarte multe dosare, aproximativ 10.000 de dosare, cu o suprafață de 33.000 de hectare tranzacționate, deci un volum foarte mare de lucru, autorizarea capacității de depozitare OUG 12/2006, agricultura ecologică ordinul 1253/2013, aici se observă o creștere a interesului fermierilor față de agricultura ecologică, cerințele consumatorilor sunt din ce în ce mai mari, implementarea sistemul informațional privind piața produselor agricole, legea 145 privind reglementarea produselor de pieței produselor în sectorul agricol cu atestate de producător, carnete de producător și tot ce trebuie. Există aplicarea legii 138/2004 privind legea îmbunătățirilor funciare și mai avem o rețea RICA la nivelul județului Dolj în care implementarea rețelei de informații contabile agricole. Deci atât că ați rămas cu destule atribuții, chiar dacă s-a mai... Spuneați că sunteți foarte puțin, deci pentru aceste lucruri fermierii vă pot suna sau pot veni la Direcția Agricolă Dolj pentru a afla diverse informații. Da, ne pot suna tot ce ține de agricultura la nivelul județului Dolj, deși am rămas foarte puțin, încercăm să facem față și legătura foarte sunt între colegi să observe acest lucru, că nu avem toate situațiile se fac la timp și totul merge foarte bine. Voiam să vă întreb, în anul 2007 România a aderat la Uniunea Europeană, iar acest lucru, să spunem așa, a obligat și încă obligă agricultura românească să se reformeze puțin și aș vrea să vă întreb dacă la nivelul județului Dolj, pentru a atinge standardele acestea europene despre care se tot vorbește de când am aderat, dacă s-a observat o evoluție majoră la nivelul județului Dolj? Da, se observă intrarea în Uniunea Europeană, normele încep să se aplice și la noi. E o deschidere foarte mare către asociații, s-au intrat, deci avem ferme destul de mari la nivelul județului. Deci că aveam problema aceea după ce am distrus formele asociative, cum erau IASL. Da, a fost o reticență la început, așa. Da. Ne-am dat seama că, până la urmă, ca să facem agricultură eficient, trebuie să... Avem un telespectator în direct. Bună seara! Să rămâne. Cu cine stăm de vorbă? Cu Gheorghe Mihail din Craiova. Spuneți! Deci, să rămâne, domnișoară. Bună seara, domnul. Bună seara! Bună seara! Bună seara și invitatul dumneavoastră. Trebuie să vă spun că am mai fost invitatul în misiunea noastră prin telefon. Da. Problema cu străzile, dar în fine. Acum doresc să ridic o altă problemă. Spuneți. Consider că e foarte principal de știut acest lucru. Domnișoară, noi în fiecare lună, cetățenii, trebuie să dăm gazele prin telefon câtă cantitate ca să ne vină pe urmă factura și să plătim. Începând de luna aceasta, cu gazele, au început să se numească NGE. Deci au venit alte persoane la conducerea gazelor. O să vă rog să vorbiți puțin mai tare, vă rog. Da, da, da. Până acum era un lucru foarte simplu. Făceam numărul de care trebuia să-l fac pentru gaze, după care îmi spuneam telefonul de autocigire al meu personal și spuneam numărul și așa mai departe.
Ce se întâmplă acum? De luna aceasta, dar până se descoperă acest lucru, știți că am dat de vreo 2-3 ori telefon și la informații și așa mai departe. De luna aceasta, conducerea gazelor a luat ca măsură ca întâi să le dăm dânșilor telefon, ne răspunde robotul în care începe să spună bine ați venit, nu știu ce, cu tare, cu tare, cu tare. Dacă trebuie să dați sigarele și este apăsat tasa 0. Dacă sunteți persoană particulară, apăsați 1 și așa mai departe. Tariful este normal cu tare, nu știu ce. Deci ni s-a stupat ea, e adevărat, apăsăm tasa 0 și normal ca și până acum. Dar ce se întâmplă? Prin această introducere, nouă cetățenilor ne-a introdus niște bani pe care îi plătim pentru această convorbire. Deci de această lună, rețineți, vă rog foarte mult să știți, că nu se mai poate vorbi la gaze cum se vorbea până acum, adică trebuia să facem telefon de autocitire, după aceea fiecare cetățean are un cod de autocitire pe care îl dădeam, dădeam numărul de gaze pe care îl metri cub care aveam și terminam. Bun, domnul Mihail, am înțeles problema noastră, o să ne interesăm și urmăriți în continuare emisiunile noastre, da. Vă vom relata ce am aflat. Domnișoară, mai puțin, vă rog, imediat termin. Ce se întâmplă? Nu e problema mea, este problema tuturor cetățenilor, să știți. Am înțeles, da. Bine, tocmai din această cauză noi ne vom interesa de acest subiect și probabil dacă există acolo o problemă, cu siguranță vom relata atât în Gazeta de Sud cât și aici la Lege TV. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Domnule Obleagă, aș vrea să continuăm și vreau să vorbim puțin despre situația agricolă din Dolj de anul trecut. Știu că dumneavoastră ați făcut un raport de activitate și aș vrea să ne spuneți cam care este suprafața agricolă din județul Dolj. Deci, la nivelul județului Dolj, în toamna anului 2015 s-a cultivat o suprafață de 175.000 de hectare de grâu, aproximativ 24.000 de hectare de orz, secară 2.000, triticale 5.000, 3.500 de hectare de orzoaică de toamnă și rapiță 19.600. Au fost probleme din punct de vedere al calamităților? În toamna 2015 nu. Dacă ne raportăm și facem o comparație între 2015 și 2014, se observă o creștere a suprafețelor cultivate în toamnă, fiindcă a fost o toamnă prielnică, adică o toamnă în care lucrările agricole s-au putut face la timp și de calitate și n-au fost probleme cu depășirea perioadei de însămânțare, așa cum a fost în 2014. Am adus vorba de calamități și am avut niște cazuri, niște reclamații pe la ziar și chiar aici la Lege TV, referitoare la modul în care se raportează aceste calamități și se obțin ajutoare. Poate ne explicați puțin și le explicați telespectatorilor cum trebuie să procedeze. Legea calamităților a fost abrogată. În 2015 s-au dat calamități pe situații de urgență, adică orice fermier din județul Dolj când are probleme legate de secetă, inundații și toate aceste fenomene care pot afecta culturile agricole se pot adresa în scris, în științare sau cerere către primăria pe raza cărora se găsește terenul respectiv. Acolo există o comisie la nivel local constituită și din reprezentanții ISU și din reprezentanții camerele agricole sau serviciului agricol din cadrul fiecărei primării și se merg în teren și fac un proces verbal. Acele procese verbale se fac în interval cât mai scurt de la data producerii evenimentului. Adică poate dura dacă sunt inundații după ce se trec, după ce se trag apele, merg acolo. Da. Totalitatea acestor înștiințări, eu vorbesc de exact cum s-a produs în anul 2015, totalitatea acestor înștiințări au fost transmite către organele centrale, adică către direcțiile agricole, care au făcut acele centralizări. Ulterior s-au centralizat, s-au deplasat prin ordine prefect, s-a constituit o comisie mixtă, a mers în teren la fiecare comună, s-au pus la punct acele procese verbale, s-au făcut verificări și în teren, țin să amintesc acest lucru, și s-a făcut o centralizare, s-au trimis la Ministerul Agriculturii. Ulterior, oamenii au primit acele calamități, cum a și precizat prin intermediul APIA. Da, domnul ministru, era mult mai ușor prin intermediul APIA, fiindcă acolo aveau conturile, oamenii aveau codurile de exploatație, de mult mai ușor. Asta a fost procedura pentru calamitățile care s-au dat la nivelul județului. Au fost afectați 14.428 de fermieri, 69.000 de hectare. Deci a fost o suprafață destul de mare. Cele mai multe
comune, zona cea mai afectată a fost partea de nord a județului. Și terenul este mai, sunt probleme destul de mari cu solul acolo, terenuri mai argiloase, perioade scurte de efectuare a lucrărilor agricole, deci asta a fost cel mai afectat. Partea de sud nu prea a fost afectată așa. Excepție zona nisipului, zona danescă, și acolo au avut ceva probleme. Dar partea Băileștiului, cetate, nu au avut probleme de acest gen. De aceea, și la nivel, dacă e să raportăm și producțiile, producția de porumb și de floare a fost înjumătățită cu 50% din această cauză. Pentru că vorbeam mai devreme despre faptul că oamenii din mediul rural mai ales se plâng de o proastă informare sau se plâng de faptul că nu prea au de unde să-și culeagă aceste informații legate de domeniul agricol, aș vrea să vă întreb dacă Direcția Agricolă Dolj colaborează cu APIA sau cu AFIR, de exemplu, pentru o mai bună informare a oamenilor. Există o colaborare instituțională, mai ales acum a rămas un număr foarte mic de salariați, există o această colaborare. Fără această colaborare nu s-ar putea realiza lucrurile. Noi, orice primărie din județul Dolj sau orice fermier al județului Dolj se poate adresa scris primăriei. Nu primește răspuns, se adresează Direcției Agricole, de tot ce ține de agricultură. Vorbim de partea agricolă, genul ăsta de calamități, nu vorbim de partea cu plăți, că nu e partea noastră, dar trebuie, poate să ne întrebe, există tot timpul cineva care poate să răspundă la întrebări. Dar totuși, principalul mediator, înțelegem că este primăria, iar oamenii trebuie organul, să știe. E organul local, e organul, nicio instituție a statului nu are, nu mai există acea rețea, cum era odată, când și noi la Direcția Agricolă aveam un număr foarte mare de ingineri care răspundeau de mai multe comune, exista o rețea foarte bine pusă la punct. Acum, am avut acele probleme cu, dar se pot informa, văd de că nu răspunde primăria sau ce probleme au acolo, se pot adresa, adică să se adreseze organul ierarhic superior. Poate să facă cele către noi sau ne pot suna și ne pot întreba, domne, am ceva probleme cu, uite, cu, am avut calamități sau am avut probleme cu animale sălbatice care au distrus cultura. Și puteți îndruma. Da, le spunem conform cărei legi, deci lucrurile se pot pune la punct din punctul ăsta de vedere, da. Noi zicem că avem o legătură destul de strânsă cu fermierii din punctul ăsta de vedere. Prin zona Băilești, parcă ați avut o situație cu fermierii care se plângeau că le distrug culturile. Am avut ceva, am făcut parte dintr-o comisie în Gângeva. La Gângeva am avut ceva probleme cu mistreții. Cu mistreții am avut ceva probleme, da. Există o lege a vânătorii foarte bine pusă la punct. Am mers acolo, am stabilit pagubele. Lucrurile se pot rezolva. Important e că atunci, în momentul în care se produce fenomenul sau în momentul în care fermierul a depistat că s-a produs fenomenul, trebuie imediat înștiințat. Nu să sta, lasă, că o să mai fie sau o să vină după o anumită perioadă, când vă zic și cazul calamităților, când s-a terminat recoltarea la nivelul județului, nu prea mai ce să mai constați. Trebuie să faci acea constatare în teren. De a să zic că, știi, am avut probleme asta primăvară cu, nu știu ce, animale sălbatice sau domestice. Da, deci trebuie pe loc ca să poți demonstra. Da, să poți demonstra. Comisia să duce acolo în teren, verifică, să ai ce să verifici. Așa, am avut și eu probleme că am avut producția scăzută, dar Deci oamenii trebuie să știe că nu trebuie să amâne. Nu sunt lucruri de amânat. Pentru că riscul să nu fie despăgubit. Problema că se întâmplă calamitatea vinerea sau și raportează luni dimineața, dar trebuie raportate, adică trebuie făcut acele înștiințări. Nici comisia locală, au și foarte puțini ingineri agronomi. Dacă nu au probleme de genul ăsta, nu, sau să mă duc la primărie și domn inginer, nu știu, nu, scrie frumos pe hârtie și lasă acolo, este înștiințare. Că și inginerul respectiv nu o să știe că a spart, nu știu ce, au avut probleme cu animale domestice, nu știu ce colț al comunei. Așa este. Aș vrea să vă întreb, pentru că știm că este o problemă majoră la nivelul întregii țări, vreau să vă întreb cum stă județul Dolj din punct de vedere al irigațiilor. Am avut un sistem foarte bine pus la punct, foarte, foarte bun. La nivelul anului 2015 am avut o suprafață irigată de 20.000 de hectare. Foarte puțin. S-au făcut irigări în special la porumb, floarea soarelui și soia. În ce zone sunt sistemele de irigații mai dezvoltate? Sistemele de irigații sunt în zona de sud, dar cel mai mult se irigă în zona Segarcea, unde și oaiurile care... Sistemul de irigație a fost împărțit pe acele oaiuri. Și oaiurile care s-au pus la punct
și reușesc să se mențină, deci să mențină. Înțeleg că pentru anul acesta se prevedea un program foarte mare de subvenții pentru dezvoltarea irigațiilor. Oricum, sistemul nostru am înțeles că este energofag, consumă foarte multă energie, iar curentul este scump. Costă scump să irigi, decât dacă e... se asociază foarte mult. Și nu prea ar mai fi rentabil dacă mai te până la urmă toate și ne întoarcem iar la vechea mare problema a agriculturii în urmă și acea asociere. Când ești asociat poți să-ți permiți o anumită taxă chiar dacă ai nevoie de irigații sau nu ai nevoie de irigații, dar emite o anumită taxă care se poate pune, așteptăm să vedem actele normative, dar se poate, e o variantă, aș putea să pun o taxă care am nevoie anul ăsta sau nu am nevoie, dar cel puțin sistemul merge și e pus la punct. Dar știi sigur că dacă ai nevoie, da, dacă ai nevoie, aici să apelezi, dar așa, dacă n-ai nevoie și vezi că canalul e într-o stare în care nu se mai poate face nimic, dar așa, cum să zic, să existe acea legătură foarte strânsă și acel abonament, pe ghilimele propus, care să aibă sistemul tot timpul. Dacă am nevoie astăzi, imediat ia apa pe canal, mi-a dat drumul și... Dar sunt reticenții fermierii doljenii în legătură cu aceste asociații? Da, e o reticență foarte mare la nivelul fermierilor doljeni. Acea reticență se pare că e cel mai mult e aici în zona noastră, că în alte zone din țară sau... Când ești asociat... De ce oare, doamne? Nu știu... Până de ce oare. Deci nu, e o problemă, nu știu dacă aparține, ori că nu se înțeleg între ei, ori că e o problemă de caracter sau nu știu ce, dar până nu ne reușim să ne asociem, nu putem să facem proiecte, nu putem să punem la punct un sistem. Vedeți că uite, și nu putem vorbi de agricultură da, la nivel înalt. Ușor, ușor și brandul pepenilor de Dăbuleni se cam pierde. Tot din cauza asta, fiindcă dacă se asociau toți din zona Dăbuleniului, puteau să pună la punct să facă niște un depozite. Un sistem de furnizare, da, distribuția produselor. Da, puteau să pună un depozit frigorific și să fie intrat pe piața supermarketurilor. Deci puteam să... Da, uitați că sunt probleme, cum sunt probleme și avem bazine legumicole care încă nu s-au mișcat. Zona, vorbesc de Poiana Mare, vorbesc de Desa, deci lucrurile care erau vestite din punctul ăsta de vedere, dar până nu se asociază și fie... Dacă fie erau asociații, da, asociația Pepe Norvel sau nu știu da, cum spunea, dar se pare că nu merge. Și acum, da, dacă nu s-au asociat și n-au pus la punct niște proiecte care să-i ajute din punctul ăsta de vedere, ușor, ușor, agricultura nu se poate face pe un hectar. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, aș vrea să vă întreb dacă fermierii doljeni se orientează și spre culturile noi, față de cele clasice, să spunem, grâu, porumb, floarea soarelui. Da, prețul culturii, prețul de vânzare a culturilor agricole reprezintă o problemă la nivel național, fiindcă dacă anul ăsta se vinde foarte mult, un preț bun la floare și la rapiță, culturile ăștia au pondere foarte mare cu anul agricol următor. E un lucru greșit. Nu se respectă acele asolamente. Sunt asolamente făcute pe mai mulți ani. Da, avem culturi noi ca melină, levănțică, meină, ud, care încep ușor, ușor să câștige teren. Asta e un bucurător. Da, e un bucurător, da. Se pun pe suprafețe mai mici, dar sunt mai profitabile. Da, și ceva, începutul e mai greu. Dar oamenii văd că dacă după un hectar de cultură nouă câștigi foarte mult decât echivalent a 15 hectare de grâu, atunci încep ușor să... Domnule Obleagă, noi vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit azi. Să rămână cu mare plăcere. Vă mai așteptăm și altă dată. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge.
Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în platou, vorbim în continuare despre autostrada Craiova-Pitești și vă invit să vedem în minutele următoare ce declara primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, în legătură cu această autostradă. Anul viitor, în luna februarie, se va semna contractul de concesiune. Termenul este de 2 ani de zile în care să fie realizat. În 2016 vom avea autostradă Craiova-Pitești. Este o asigurare pe care am primit-o personal de la premierul României. Autostrada Pitești-Craiova se va face, nu apare bugetată anul viitor pentru că nu are ce să caute în proiectul de buget atât timp cât ea nu va fi făcută din bani ai statului, ci se va face în concesiune. Mai precis, un investitor obține concesiunea de la statul român, timp de 30 de ani are drept asupra acestei autostrăzi, după care o cedează statului român. Dar în această perioadă ea va fi folosită de oricine dorește să călătorească între Craiova și Pitești. În 2016 vom avea autostradă Craiova-Pitești. În 2016 vom avea autostradă Craiova-Pitești. În 2016 vom avea autostradă Craiova-Pitești. Am revenit în direct, am văzut declarațiile din anul 2012 ale primarului Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu. Bogdan, iată că suntem deja în 2016 și nici urmă de autostradă. Da, doamna primar dădea aceste declarații, cred că pe undeva pe la sfârșitul anului 2012 și vorbea de apropiata lansare în sistemul de achiziții publice a acestei invitații din partea companiei de autostrăzi pentru investitorii care doresc să investească în regim de parteneriat public-privat în această autostradă de peste 120 de kilometri, Craiova-Pitești. Ar fi rezultat în urma discuțiilor cu companiile interesate dacă va fi un drum expres sau autostradă. Ideea este că după foarte mult timp, în 2000, dacă nu mă înșel, pe 9 martie 2013 a fost lansată această invitație și iată că suntem, ne ducem spre 9 martie 2016, deci 3 ani. Și prin eforturile cu totul altor persoane am reușit în final să obținem promisiunea pentru proiectul. Da, am înțeles că și am pus mai multe întrebări, a fost așa o nebuloasă, nu se știa. Spre exemplu, a fost cuantificat, da, ce înseamnă acest proiect, peste 1 miliard de euro și am întrebat de unde rezultă această sumă. Am înțeles că prin 2007 era vorba de un SF, un studiu de fezabilitate din 2007, da. Dar din câte se vede nu s-a ajuns la niciun rezultat până acum. Oricum, în acest moment mai sunt și oameni care încă se interesează de acest proiect, autostrada Craiova-Pitești, și pe această temă va avea loc și un eveniment duminică. Îl avem la telefon pe inițiatorul acestui proiect, este vorba despre domnul deputat Florin Gust. Bună seara! Bună seara, Florentin Gust. Florentin Gust, îmi cer scuze. Domnule Gust, o inițiativă foarte bună. Aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba, ce eveniment și ce se va întâmpla duminică. Eu, practic, de 3 ani de zile tot marșez pe acest subiect. De ce? Pentru că am conștientizat și am încercat să-i conștientizez pe cât mai mulți din colegii mei din clasa politică și pe cetățenii, până la urmă, din Oltenia, că o autostradă poate duce la dezvoltarea și locuri de muncă pentru o regiune. Atâta timp cât nu vom avea în regiunea Olteniei o conectare la o rețea mare de infrastructură, și anume o autostradă, nu vom avea, practic, dezvoltare. Deci, ăsta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu toți, indiferent că facem parte dintr-un partid politic sau nu. De aceea, practic, mi s-a părut mie și nu mi s-a părut. Am constatat că de circa un an și jumătate nimeni nu mai vorbește despre subiectul ăsta. Din păcate, foarte puțini politicieni mai din Oltenia mai marșează pe acest subiect și am considerat că este extrem de important ca în perioada următoare, cel puțin societatea civilă, să-și dea mâna pentru că acest subiect să fie din nou pus pe tapet. Am înțeles că oltenii sunt invitați duminică să construiască, simbolic vorbind, această autostradă. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai exact.
Da, teoretic evenimentul avea loc duminică din motive organizatorice, și anume în consultare cu Institutul pentru Jandarmi și cu poliția din Dolj. Da. Anunțându-se destul de mare numărul participanților, cred că peste 1000 și ceva, am primit în ultimele zile foarte multe mesaje, foarte multe firme care au spus: domnule, noi venim cu toți angajații pentru că ne dăm seama de importanța acestei construcții. Da. Vorbim cu cei de la jandarmi și la poliție și să nu se întâmple niciun incident, pentru că ideea este să fie un demers simbol prin care oltenii să își construiesc cu autostradă, luându-se de mână practic și făcând un lanț uman. De aceea s-a amânat pentru data de 12 a 3-a, deci sâmbăta următoare, să fie tot în regulă din punct de vedere organizatorii, din punct de vedere al siguranței, până la urmă atât a circulației cât și a celor care participă. Dați-ne câteva detalii organizatorice. Deci ce se va întâmpla? Începând cu ce oră vor sosi cei care merg acolo și ce se va petrece? Ce vor face? Deci, practic, pe 12 a 3-a, practic, toți participanții, și aici sunt invitați orice oltean care își dă seama de importanța acestei acțiuni, și anume acțiune simbolică, prin care noi o construim autostradă, practic vom face un lanț uman pe drumul de la ieșire din Craiova, imediat după metro, când va fi de mare lanț uman, de aceea va ține de cât de mulți participanți. Eu vă spun, repet, până astăzi am zis 1000 și ceva, până săptămâna următoare, sigur, vor fi mult mai mulți, de aceea a fost nevoie să luăm mijloace suplimentare de organizare, pentru să nu fie niciun incident, pentru că s-ar putea chiar să oprească circulația. Deci, practic, vom construi o autostradă dintr-un lanț uman. Deci vorbim despre primul tronson, în ghilimele, al acestei autostrăzi. Exact. Am calculat noi să fie Craiova-Pieleș primul tronson. Care e ideea de fond? Ideea de fond este să se audă la București. Se audă la București că cetățenii din Oltenia, oltenii și craiovenii, doresc această autostradă, și nu e doar un moft. Este o chestiune de dezvoltare. Este o chestiune prin care această regiune este scoasă de pe alta sub dezvoltării. Am încercat toți pașii instituționali. De aceea cred că trebuie să trecem și la etapa prin care prin acest demers simbol cei de la București să conștientizeze importanța acestui lucru. Ba mai mult, am făcut chiar astăzi apel la toți liderii și toate partidele politice să se alieze demersului, pentru că, repet, este un demers civic în definitiv. Au fiecare să laudă că au câte 10-15.000 de membri la partide și fac tot felul de meeting-uri. Eu cred că acesta este un demers în care toate partidele se trezea mâna împreună cu cetățenii, pentru că această zonă, în definitiv, fără această autostradă, nu are cum să se dezvolte. Ba mai mult, gândiți-vă că spuneați dumneavoastră mai înainte, este vorba de Ford. Guvernul României, indiferent cum se numește premierul sau guvernul, i-a promis acestei entități extrem de importante pentru regiunea Oltenie și pentru Craiova că va face această autostradă. Din păcate, au trecut 9 ani de zile și Fordul nici astăzi nu are autostrada promisă. Domnul eu sper să-l puteți convinge și pe domnul Manda de la PSD. Știți că am organizat acele dezbateri ale GTV la care ați participat și dumneavoastră, și au mai fost politicieni care au înțeles că numai uniți putem să obținem ceva. Și din păcate domnul Manda la cele două întâlniri nu a participat. Da, știu și eu sper că vor trece cu toții peste orgolii, peste chestiuni mărunte. Deci aici e o chestiune în care acum 2 ani de zile le-am cerut colegilor mei, indiferent că erau datate de partidele, să nu votăm bugetul, erau SLE atunci la putere, să nu votăm bugetul dacă nu este prins autostradă. Din păcate foarte puțin s-au aliat. Bun, înțeleg că au avut frică politică, să zic așa, dar acum trebuie să înțeleagă că, indiferent de culoarea politică, dacă sunt politicieni care țin la regiunea asta și practic au luat mandat să reprezinte în Parlamentul României, în definitiv, trebuie să, în același timp să înțeleagă că numai printr-o dare de mână, indiferent de care, din care partid fac parte și indiferent ce guvern este, putem să punem presiune pe București și pe Guvernul României să fim în schema autostrăzilor în România. Vă mulțumim foarte mult, domnule Guși, și vă urăm mult succes pentru acest eveniment pe care îl organizați săptămâna viitoare. Să sperăm că va atrage atenția
autorităților de la București și că vor înțelege până la urmă importanța acestei autostrăzi Craiova-Pitești. Bogdan, iată că domnul Florentin Gust continuă acest demers pentru obținerea măcar a unei promisiuni pentru construirea acestei autostrăzi. Da, este o inițiativă foarte interesantă. Aș vrea să văd câți oameni vor veni acolo, pentru că domnul Gust vorbea ceva de genul 1000 de persoane. Eu spun că se pot strânge mult mai mulți. Numai de la Ford, dacă vin 2000 de, pot veni 2000 de salariați. Gândește-te la Alros Latina. Este acolo un domn director, domnul Durău, de la Alros Latina, care a participat la dezbaterile pe care noi le-am organizat drumul pentru Oltenia la prefectură și am vorbit despre această autostradă a Olteniei, a venit de fiecare dată. Deci iată că și de la Alro pot veni și pe platforma de la Slatina sunt foarte multe societăți care sunt interesate. Oricum, realistic vorbind, ar trebui să fie interesat de această autostradă întreaga zona Olteniei, pentru că automat ar aduce cu ea o creștere economică pe care Craiova nu prea a mai avut-o în ultima vreme. Eu sunt foarte dezamăgit. Spre exemplu, am înțeles că domnul fost premier Victor Ponta candidează din nou în colegiul de la Gorj. Ce le va spune gorjenilor care ar fi vrut să aibă o autostradă în zonă? Noi încercam și pe partea cealaltă, pe Lugoș-Timișoara, sau domnul Zgonea, sau domnul Manda. Vom vedea ce se va întâmpla la acest eveniment și dacă vor fi foarte mulți participanți așa cum ne așteptăm. Noi trebuie să mergem mai departe și să vorbim despre niște indicatoare care au fost amplasate în mod greșit pe Bulevardul Calea București. Este la telefon domnul Alin Apostol, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Bună seara, domnule Apostol! Bună seara dumneavoastră, bună seara spectatorilor. Cred că sunteți la curent cu informațiile legate de aceste indicatoare, pentru că au tot circulat în presă aceste informații. Noi avem câteva imagini cu aceste indicatoare amplasate greșit și dacă dumneavoastră sunteți în fața unui televizor, aș vrea să le comentăm puțin și să ne spuneți dumneavoastră dacă există sau nu nereguli. Bun, aici este în sensul de mers către centru, dinspre Electro. Chiar în zona molului Electro Putere. Iar pe linia de tramvai avem acest marcaj. Nu știm cu ce... Da. În normal, marcajul rutier se aplică doar pe partea carosabilă. Este inutil să aplici un marcaj rutier pe calea de rulare a tramvaiului, atât timp cât acesta merge rectiliniu. Și mai mult decât atât, pe viitor, acolo este posibilitatea efectuării unui viraj la stânga. Bun, o altă discutam cu colegii prin redacție. Înțeleg că la stânga poți face aici, da? În intersecție, dacă vii din... intersecția cu calea de acces în supermarketul respectiv de calea București. Da, da. Deci... Da, pe viitor se lua în discuție, din câte am înțeles la colegii din cadrul biroului rutier, o eventuală retea, însă și amplasarea celui de-al doilea corp de semaforizare o să dea posibilitatea efectuării unui viraj la stânga, iar aceste rețele de semaforizare urmând a se corela în funcție de valorile de trafic și situația existentă. Da, înțeleg că practic, în prezent semaforele nu funcționează, nu funcționează nici tramvaiul. Da, deocamdată nu funcționează, asta urmând a se stabili pe parcurs, în funcție de, după cum ce mai devreme, de valorile de trafic. Dar oricum acel marcaj de pe linia de tramvai, spuneți dumneavoastră că nu își are niciun rost. Nu, marcajul se aplică pe partea carosabilă și este destinat cum conducătorilor auto, nici de cum. O să rog, colegii, avem o altă imagine, să ne spuneți dumneavoastră cum poate fi interpretată. Deci iată în sensul celălalt de mers către mol, avem aici o linie continuă. O tratare diferită, dacă, spre exemplu, în partea cealaltă aveam linie punctată și puteam intra pe linia tramvaiului. Aici avem linie continuă. Poate ne explicați semnificația acestui marcaj. Linia discontinuă permite utilizarea căi de rulare a tramvaiului, dar de obicei în apropierea intersecției linia este continuă, tocmai pentru a nu bloca accesul tramvaiului. Am înțeles deci, să mergem și la o altă imagine pentru că nu mai avem mult timp. Bun, avem niște indicatoare, este vorba de acest indicator. Colegii spuneau că
Sunt prea multe benzi în acest indicator față de ce avem numărul în realitate. Numărul de benzi, propriu zise, de pe stradă. Da, aceste indicatoare obligatorii trebuie corelate cu situația existentă în teren. În stadia în care indicatorul prevede mai multe benzi, automat nu și are locurile. Trebuie schimbat cu unul care să reprezinte situația de... Acesta ar prevede mai multe și mai avem unul. Nu, este tot același. Iată acesta, care ar avea chiar mai puține decât sunt acest în realitate. Acest indicator are mai puține benzi indicate față de câte se regăsesc pe stradă. Da, niște nereguli care au fost semnalate și bine s-a întâmplat că au fost semnalate la timp pentru a se remedia. Au mai fost iarăși niște discuții legate de amplasarea unui indicator care prevedea la un moment dat interdicția cu o cale ferată. Iar le avem și pe acelea. Iar acolo era intersecție cu tramvai. Exact, cu aici calea de urmare a tramvaiului. Aici este indicatorul pentru calea ferată în zona Rotunda, mi se pare. Da, da, intersecția trezii Horia cu calea București. Nici de cum nu putem vorbi de intersecție cu cale ferată, vorbim de intersecția cu calea de rulare a tramvaiului, acest indicator fiind instalat greșit. Acesta a fost chiar ridicat după ce trebuie să luăm publicitate. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu lov și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud. Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în direct. Vorbeam înainte de publicitate despre unele indicatoare pe care un cititor al Gazetei de Sud le-a sesizat ca fiind incorrecte. Bogdan, iată că, așa cum ne-a spus și domnul Alin Apostol, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, este cert faptul că aceste indicatoare pe care le-am prezentat în imagini mai devreme sunt incorrecte. Avem indicatoare incorrecte, dar avem și un indicator de tren pentru tramvai. Ce mai urmează oare? Puțin, așa, nu știu ce mai urmează. Calea București a fost tot timpul în discuție. Spre exemplu, telespectatorii și-aduc aminte că a fost decopertată cu mult timp înainte să se lucreze. O perioadă de timp a stat decopertată. Ba, s-a greșit. Da, aici avem în imagini acest marcaj care este făcut pe linia de tramvai. Și cum ne-a explicat domnul Apostol, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, nu avea ce să caute acesta. Eventual, acesta de pe banda din mijloc putea prevedea o virare la stânga, dacă se duce la stânga. Da. Probabil s-or fi gândit că Vatmanul ar putea să vireze la un moment dat stânga către mol și atunci au zis hai să-i arătăm că trebuie să țină drept. Făcând o mică paranteză, cineva de la București venit în vizită îmi spunea, băi, voi sunteți orașul ăla cu o singură linie de tramvai. Da, suntem orașul cu o singură linie de tramvai care merge ca în drept, așa, deci n-ai ce să, sens să indici. Da, aceasta a fost unul dintre probleme și
Referitor la, avem aici o poziție a doamnei primar, hai să mai arătăm o dată acest indicator, pentru că este prea frumos, cu locomotiva pe aburi, care indică o posibilă prezență a trenului la rotonda. Chiar în zona rotonda, pe unde știm cu toții rotunda, că trece tramvaiul, bine, încă nu au fost puse în funcțiune, dar... Oamenii l-au luat, sau sesizați fiind de presă, l-au luat și înțeleg că doamna primar susține că nu știe de unde a apărut. Și avem și un punct de vedere... Zice așa doamna Alguța Vasilescu. Este vorba despre o postare pe Facebook. Pe Facebook, un Dorel a confundat azi tramvaiul cu trenul și a pus un semn de circulație: atenție, trec trenuri pe calea București. Dacă vedeți pe lângă calea ferată un semn: atenție, tramvai, să nu vă speriați. Undeva trebuie să-l fie înfipt el. Nu era un Dorel craiovean. Când am spus că vreau să aud vorbindu-se românește prin șantierele Craiovei, m-a amendat CNCD, Consiliul pentru Combaterea Discriminării, pentru discriminare. Spune doamna Alguța Vasilescu. Aici ar interveni o întrebare. Nu e craiovean, ori nu e român. Da, nu, chiar nu am înțeles ce a vrut să spun. Pentru că doamna primar spune că nu e vorba de un craiovean, este vorba de cineva care nu vorbește românești, ceea ce înseamnă că e un străin. Român. Da, foarte ciudat și dar e ciudat cum a apărut acolo. Nu-i problemă de asta. Ideea este următoarea. Eu aș întreba pe doamna primar, dacă tot are chef de glume, unde o fi indicatorul pentru autostrada Craiova-Pitești? Că deocamdată craiovenii nu-l găsesc. Poate ne luminează. Chiar dacă în 2012 dumneavoastră spunea că se va face această autostradă și sigur, că o vom avea anul acesta. În 2016 telespectatorii au putut vedea mai devreme declarațiile doamnei primar că vom avea autostradă. Bine, doamna primar a declarat multe prin 2012, multe nu s-au îndeplinit, se vede cu ochiul liber, dar s-ar putea să nu fi greșit prea mult, pentru că ar trebui să circule tramvaiele în curând și știm foarte bine cum arată tramvaiele noastre. S-ar putea să nu fie o mare diferență, poate va fi nevoie să vă băgăm cărbuni, da? Față de acest indicator cu trenul pe aburi. Da, s-au făcut puține lucruri în domeniul achiziționării de tramvaie în Craiova. Avem numai Craiova, în afară de cele inițiale care au fost noi, avem tramvaie second hand. Da, dincolo de această glumă, să spunem, pentru că acest indicator știm că a fost ridicat, este trist faptul că se amplasează indicatoare de circulație, indicatoare rutiere, incorrecte. De fapt, stai puțin, știu de ce era trenul în centrul Craiovei, indicatorul cu trenul. Pentru că tramvaiul era la mol, conform marcajului. Da. Da, cum spuneam, lăsând gluma la o parte, aceste indicatoare incorrecte, poate că unii șoferi care au experiență nici măcar nu mai e nevoie să le bage în seamă, dar pentru șoferii începători chiar pot pune probleme. Dacă există niște reguli, trebuie să le respectăm. Dacă mergem în sensul ăsta, deja mai avem probleme cu tot felul de proiecte în care zic că par făcute din birou. Da? Am greșit puțin acolo. Păi pentru acea greșeală, ca să în momentul în care treci la execuție, trebuie să întrerupi lucrările, să faci o reproiectare și pentru acest lucru încurci circulația luni de zile. Ma dacă mai pui și sezonul rece în care nu se lucrează, unde ajungi? Uite, așa stă calea București. Avem și noi câteva străzi principale în Craiova, dacă nu e oraș mare, și nici de alea nu suntem în stare să le facem cum trebuie. Că dacă era o stradă periferic, da, necirculată. Da, știu foarte bine și când au început lucrările, câte probleme a pus acest șantier. Știm foarte bine că oamenii, atât pietonii cât și șoferii, se plângeau la oaltă de problemele pe care le întâmpină, de întârzierile care erau cauzate de acest șantier și acum vedem că lucrările trebuie puțin refăcute, recosmetizate. Exact. Nici măcar n-a fost recepționată lucrarea. Am înțeles că va fi refăcut pe banii constructorului, dar apropo de indicatoare, mi-aduc aminte că nu de mult iarăși aveam o problemă cu indicatoarele care indicau orașele mai mici. Spre exemplu, toate, în partea cealaltă spre vest, toate indicatoarele arătau că merg spre Filiaș. Nu prea arătau că mergi, spre exemplu, spre Târgu Jiu sau spre Timișoara, că știm foarte bine că șoferii nu vor să ajungă la Filiaș. Filiașul e un nod, vor să ajungă la Timișoara sau mai departe. Da? Poate era mai indicat pentru cei care nu sunt din zonă să știe că în direcția aceea merg către Timișoara.
Că ajungea un filiaș și se bifurca drumul, era altă problemă. Îi ghida de acolo, din filiaș. Da? Așa apropo este. De, au apărut și acele indicatoare mari, greșite, în care era trecut downtown pentru centru, cu denumirea care se folosește în special în America și da. Nu în Europa. Așa este, poate vom intra și noi la un moment dat în normalitate, iar aceste lucrări se vor face bine încă de la bun început, ca să nu mai fie nevoie să revenim asupra lor, și aceste comisii care verifică situația șantierelor să fie acolo prezente în timp ce se lucrează. Exact. Da, nu mai amintesc acum că în bariera Vâlcii ar trebui de mâine să înceapă asfaltarea. E un viceprimar acolo pe capul lor ca să-i supravegheze. Da, vom urmări ce se va întâmpla în continuare și cu bariera Vâlcii și dacă într-adevăr se va asfalta începând de mâine. Noi mergem mai departe și vă spunem că 2 noi cazuri de gripă porcină au fost confirmate astăzi în județul Dolj. Pacienții sunt un copil și un adult. Aș vrea să vă invit să urmărim ce ne-a spus domnul Ștefan Popescu, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Dolj. Câte cazuri de gripă sunt la nivelul județului? Noi urmărim săptămânal virozele respiratorii. Săptămâna trecută au fost 1890 de cazuri de viroze, mai mult decât săptămâna precedentă, 1718, dar mai puțin decât valoarea înregistrată anul trecut la aceea săptămână. Din aceste cazuri, marea majoritate sunt infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 1300, dar și sunt și 600 de cazuri de pneumopatii, și am suspectat în 8 cazuri gripa, probele prelevate trimise la Institutul Cantacuzino, unde au fost confirmate cu gripă de tip H1 2 cazuri la un copil din grupa de vârstă 5-14 ani și la un adult. Am revenit în direct. Din păcate am văzut că astfel de cazuri de gripă porcină încă apar la nivelul județului nostru și trebuie să vă spun că în județul nostru s-au înregistrat de la începutul acestui an 11 cazuri de astfel de gripă AH1. Aceasta, din păcate, poate produce decesul și încă o informație importantă este că la nivel național mortalitatea din cauza acestei gripe a crescut și s-a ajuns la 50 de cazuri, așadar trebuie să avem mare grijă, mai ales cu cei mici, pentru că ei sunt mult mai sensibili. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm luni de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!